sunt bune roșiile și sănătoase. Dar la data când au fost aduse din America de Sud, prin 1520, au fost privite de lumea civilizată cu teamă și scepticism. Mai întâi, botaniștii au observat înrudirea tomatelor cu otrăvitoarea beladonă și cu mătrăguna. Apoi, câțiva aristocrați au gustat din ele și în scurtă vreme au murit. În neștiința lor, serveau roșiile pe platouri de plumb, iar sucul acid al roșiilor antrena plumbul în alimente, intoxicându-i. Din acest motiv, roșiile și-au câștigat renumele de mărul otrăvit. În plus, în 1597, chirurgul barbier John Gerard, în lucrarea sa Herbal, scria că atât frunzele cât și fructul degajă o miasmă urâtă, deci pericol. În coloniile americane, faima funestă a tomatelor a făcut-o să fie curând asociată cu vrăjitoria. Zvonurile circulau că vrăjitoarele ungeau cozile măturilor cu zeama lor sângerie și că mâncând din ele, se transformau în lupi și sfâșiau copiii. De aici chiar derivă numele ei științific, Lycopersicon, adică piersica lupului. Vraja lor a fost ruptă într-o zi a anului 1820, când un colonel din New Jersey, pe nume Robert Johnson, a venit cu un coș întreg de roșii, s-a postat pe treptele tribunalului din Salem și a început să le mănânce una câte una, până când le-a terminat pe toate. Gloata s-a adunat așteptând să-l vadă secerat de o travă. Spre dezamăgirea lor, colonelul s-a întors liniștit acasă și a continuat să cultive tomatele. Vestea s-a răspândit. Așa au apărut alți imitatori și peste numai 2 ani se publicau în revistele americane rețete pentru prepararea tomatelor. Istoria aceasta dezvăluie un anumit tipar al psihologiei de masă, pe care îl pot regăsi în orice generație. Undeva se întâmplă un caz particular. Mintea trage o concluzie, corectă sau falsă. Apoi omul generalizează concluzia cazului particular, fie ea și corectă, dar fără valoare generală. Transmis apoi din gură în gură, se naște o opinie cu valoare de adevăr absolut, pe care individul o acceptă orbește. Din acest clește al psihologiei de masă, n-ar scăpa nimeni dacă din când în când n-ar apărea câte un rebel care decide să cerceteze personal opiniile populare și care apoi are curajul să-și afirme public poziția non-conformistă. Atitudinea aceasta deosebește personalitatea de omul de masă, căci personalitatea este acela care gândește și procedează cum n-a mai procedat nimeni până la el și cum toți vor gândi și vor proceda după el. E adevărat că este riscant să fii personalitate, dar este singura șansă de a scăpa tu însuți de eroare și implicit de a scoate lumea de pe șinele opiniilor aberante, dar împământenite. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.